Pacea Domnului, slăvit să fie Domnul pentru această nouă zi pe care El ne-o dă în dar și putem să fim înaintea Lui, în casa Lui, prezenți în părtășie împreună cu El prin Duhul Lui cel Sfânt și în părtășie unii cu alții. Haideți să ne ridicăm și să începem închinarea, să începem să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru. Cânt Domnului, că-și mi-a făcut bine, amin? Haideți să-L lăudăm pe El. Cânt Domnului că mi-a făcut bine, Lui Dumnezeu glorie, mi se bucură inima-n mine, Lui Dumnezeu glorie. Să-L lăudăm pe Domnul. Mă închin, o Doamne, spune cântarea, și te slăvesc. Haideți să îl slăvim pe Domnul. Când spre tine îmi întorc privirea, se preschimbă noaptea în lumini. Simt cum torn în adâncuri iubirea din cerești fântâni. Tot necazul meu o umbră devine și descoper bucurii de Iisus. Mă închin, o Doamne,
Stăm să ne închinăm Domnului. Înaintea Ta venim, Doamne, Tu care domnești pe tron în dimineața aceasta și vrem să-Ți aducem cinste, laudă, slavă, onoare numelui Tău, că este așa de bun cu noi, Doamne. Am vrea în dimineața aceasta să primești rugăciunile noastre. Am vrea ca să ne închinăm din toată inima noastră. Am vrea, Doamne, să lași un duh de rugăciune peste întreaga biserică și aș vrea, Doamne, ca Tu să fii la lucru în ziua aceasta. Vreau să-ți mulțumesc că Tu ne asculți, în numele Domnului Iisus m-a rugat. Amin. Aș dori să deschide Scriptura împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 15. Vom citi un singur verset, versetul 10. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 10, unde cuvântul Domnului spune astfel. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Nu cred că este o noutate pentru dumneavoastră să vă spun în dimineața aceasta că în noaptea în care tocmai a trecut au murit oameni, în accidente rutiere, în accidente la locul de muncă, prin spitale. Nu cred că este o noutate să vă spun că azi noapte au fost oameni care au dormit sub cerul liber, prin canale, pe sub poduri, prin pădure. Nu cred că este o noutate să vă spun că în fiecare zi mor zeci de mii de copii de foame. Nu cred că este o noutate să vă spun că peste 1 miliard de oameni suferă de sărăcie și de foame. Nu cred că este o noutate să vă spun că în fiecare an mor peste 90 de milioane de oameni de cancer. Nu cred că este o noutate să vă spun că chiar în aceste clipe, în alte colțuri ale lumii, sunt oameni care își pierd viața doar datorită faptului că îl mărturisesc pe Iisus Hristos. Și lista aceasta ar putea continua în dimineața aceasta. Însă întrebarea care se ridică pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru fiecare dintre noi, credeți că noi merităm mai mult decât acești oameni?
Credeți că noi suntem mai presus decât ei? Nici de cum. Ci faptul că noi suntem în dimineața aceasta prezenți în acest locaj de închinare este doar datorită Harului lui Iisus Hristos. Amin. Slăvit să fie numele Lui, Amin. Cel Sfânt. Dacă ne uităm un verset mai sus, în versetul 9, observăm că Apostolul Pavel conștientizează și recunoaște tot în același timp că nu este vrednic, că nu merită să se numească apostol. Și știți de ce? Datorită faptului că chiar în trecut, în trecutul său era un mare prigonitor al bisericii, un mare persecutor al creștinilor. Și tot în versetul 9 și 10, Apostolul Pavel mai afirmă că doar datorită Harului lui Dumnezeu este ceea ce este și mai spune că doar Harul lui Hristos este Cel care i-a transformat viața. Nu vreau să mă gândesc la viața mea, la cursul vieții mele, dacă nu aș fi fost un beneficiar al accesului har al lui Dumnezeu. Și cred că și dumneavoastră puteți spune același lucru în dreptul dumneavoastră. Doar mila și îndurarea Domnului Iisus Hristos, doar acest har nemeritat a putut să facă lucrul acesta în viața mea. Și spun să-i dăm slavă Domnului pentru că încă mai trăim vremuri de har. Chiar dacă vremurile sunt tulburi, sunt agitate, totuși mai trăim vremuri pline de har. Dacă am avea și noi aceeași păreri smerite și realiste despre persoana noastră, la fel ca și Apostolul Pavel, cred că l-am putea vedea mai bine pe Hristos. Pavel știa că tot ceea ce era el nu era decât prin harul lui Hristos, dând astfel toată slava aceluia care este izvorul desăvârșit al binecuvântărilor, al darurilor. Haideți, frați și surori, și noi la rândul nostru, să venim în dimineața aceasta cu rugăciuni pline de adorare, de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, înaintea celuia care este leu și miel și care stă și domnește pe tron în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș dori să vă dau două motive de rugăciune. În primul rând, să-i mulțumim pentru mântuirea dată în dar prin sângele său vărsat pe lemnul crucii. Apoi să recunoaștem că doar prin harul său suntem ceea ce suntem și doar harul său ne ține. Haideți să venim înaintea Domnului cu rugăciuni pline de adorare la adresa lui Dumnezeu și aș dori să ne rugăm prin trei frați și prin trei surori. Mulțumim pentru că prin harul Tău ne-ai cules din lumea aceasta, ne păstrezi în mâinile Tale și prin harul Tău vom ajunge și în patria cerească unde să dobândim acel locaș la care lucrezi de 2000 de ani. Binecuvântat să-ți fie numele. Amin. Fă, Doamne, și dimineața aceasta și ziua de astăzi o pregătire în scopul acesta. Dă harul Tău bogat peste noi și noi îți mulțumim. Amin. Amin. Ajută-ne și azi și întotdeauna să te slujim pe tine cu credincioșie. Doamne, Doamne, peste poporul tău, putere de la tine, o credință vie, ajută-ne, Doamne. Îți mulțumim pentru ziua de azi, Iisuse, că ne-ai rânduit să mai stăm o dată la masă cu tine. Mărit să fie numele tău. Ne închinăm, te slăbim și te preamărim azi și în veci de veci. Amin. Amin. Doamne, că ești Hai, aduce mietul de cruce, ca noi să te beneficiem de Har. Mulțumim frumos, Doamne, că în acest Har
ai cumplit și pe noi. Mulțumim frumos că ceea ce suntem, suntem doar prin anul Tău. Ajută-ne să prețuim, ajută-ne să ne uităm la prețul pe care l-ai plătit. Și mulțumim frumos și de această zi, binecuvântată. Doamne, mulțumim frumos că astăzi ne permiți să stăm la masă cumpărați. Doamne, ce cinste, ce onoare ne faci. Fie un fii glorificat și înălțat, Domnul meu. Măriți să fie numele Tău. Doamne, Duhul al lui Dumnezeu, te rog, Doamne, să iei în control toată lucrarea care se face și lasă ungere de sus peste rogul Tău. Îți mulțumim că ești cu noi. Amin. Amin. Binecuvântați-te, Doamne, și în această dimineață, când suntem în casa Ta, îți mulțumim de cuvântul care ne vedea și la Ta și dimineață. Doamne, ajută-ne ca acest cuvânt, Doamne, să trăim în viața noastră pe zi cu zi. În numele Domnului Iisus, te-a ajutat. Amin. Da, Doamne, prin harul Tău, suntem ceva mai ce suntem și avem toate de oriște. Prin harul Tău, Doamne, și prin credință am primit și mântuirea. Ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru această zi care a trecut-o la viața noastră. Vrem și te rugăm, ajută-ne să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și încă o dată să zicem, stăm înaintea Ta și ne închinăm Ție, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Tatăl Cel, vreau să mulțumesc pentru faptul că ne-ai făcut cunoscut pe Fiul. Și am venit aceasta în jertfa lui Mântuitoare. Și știm că suntem mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. De aceea și această dimineață să mulțumim pentru valul pe care avem să fim împreună la Părtășii cu Dumnezeu și cu alții și la Dumnezeu la Dumnezeu. Să fim prezent la masă cu Dumnezeu. Trebuie să ne împlătesc timpul acesta. Trebuie să ne împlătesc cuvântul Tău, să fim împlătesc și numele Tău să fie învățat în viețile noastre. Amin. Păstrăm câteva momente în rugăciune tăcută. Doamne Tată, recunoaștem că doar prin harul Tău suntem ceea ce suntem și vrem să-ți mulțumim pentru că bunătatea Ta nu se sfârșește și se înnoiește în fiecare zi pentru noi. Vrem să-ți mulțumim, Doamne, că trăim încă vremuri de pace. Vrem să-ți mulțumim că încă ne putem strânge în locașul Tău de închinare, unde vrem să înălțăm și să glorificăm numele Tău cel Sfânt. Doamne, nu știm cât timp mai avem libertatea aceasta, dar cât timp vom mai avea, ajută-ne să o facem din toată inima noastră. Vreau să-ți mulțumesc, Doamne, pentru ziua aceasta. Mă rog să o binecuvintez. Mă rog să binecuvintez programul care urmează. Mă rog să binecuvintez cântarea. Mă rog să binecuvintez cuvântul Tău. Mă rog să-L iei pe fratele păstor în mâna Ta. Mă rog, Doamne, să dai putere, înțelepciune, îndrăzneală în propovăduirea cuvântului. Te ungere de sus, Doamne, iar nouă, celor care ascultăm cuvântul Tău, ajută-ne să-L aplicăm în viețile noastre. Amin. Vă rog să le ocupați locurile.
iubiții mei frați, surori, iubiți tineri, vă spunem tuturor, am un bun venit la casa lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. De obicei întrebam cum vă simțiți și priveam spre dumneavoastră și realizeam dacă aveți acel zâmbet sau nu. În această dimineață, datorită acestor măști, nu ne dăm seama, dar vom plăti un preț. Un preț, am stat să mă gândit zilele acestea, ce un preț mare plătim noi ca și creștini, prin faptul că ne distanțăm și distanțarea aceasta, vrem, nu vrem, ridică un zid între noi. Vedeți, și în comerț s-au pus niște ziduri, nu de un metru lățime, ci foarte subțire, transparent. Nici nu dai seama, când am fost prima dată într-un magazin care avea așa ceva, nici n-am realizat, am întins mâna și mi-am dat seama că nu pot trece mai departe. Cam același zid se ridică între creștini în vremuri ca și acestea. De aceea aș vrea să continuăm să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Pierdem foarte mult ca și biserică prin faptul că nu mai avem timpul de rugăciune pe care l-am avut altă dată. Din motive obiective, dar pierdem. Și aș vrea să ținem cont de lucrul acesta, de aceea încă de acum vă invit marțiara să fim într-un număr cât mai mare la timpul de rugăciune. Să ridicăm mâini curate spre Dumnezeul nostru, pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de putere. Mai mult ca oricând, în vremuri ca și acestea, avem nevoie de protecția lui Dumnezeu, avem nevoie să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că până aici a fost cu noi, ne-a protejat într-un mod special. Eu obișnuiesc să dau mâna cu dumneavoastră, cei care nu vreți să dați, nu-i nicio problemă. Dumnezeu m-a protejat până acum într-un mod special, ca și pe dumneavoastră, de fapt. De aceea să mergem mai departe și să nu uităm că suntem frați, copii ai lui Dumnezeu. Înainte de 90 aveam o anumită teamă, acum avem alte teme și teme din astea sau temeri din astea care ne distanțează și nu vrem lucrul acesta. Vrem ca acela care a venit din ceruri să ne aducă mântuire. El a venit să dea la o parte orice zid dintre noi, să ne unească cu Dumnezeu, dar să ne unească și unii cu alții și împreună să putem să dăm slavă, glorie și Dumnezeului nostru. Amin. Câteva anunțuri de cade lucrarea de bisericii din loc. La terminarea serviciului din această dimineață vom rămâne cu toți membrii bisericii pentru o consfătuire frățească. După masă, la ora 18, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom întâlni din nou în casa lui Dumnezeu pentru serviciul de după masă. Marți, rugăciune la ora 18 și aici mai punctez încă o dată. Am rugămintea să reîncepem și să ne motivăm unii pe alții să venim la rugăciune. Dacă duminică dimineața nu avem timpul suficient, marți vom avea timp suficient și dacă trebuie să mai mult de oră ca să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Amin. Vă invit de asemenea joi la serviciul de peste săptămână la ora 18. Duminica viitoare de dimineață va fi fratele Claudiu Manole de la Alba Iulia. Ne rugăm încă de acum ca Domnul să-l folosească într-un mod special în lucrarea din locul acesta. În luna august, așa ca de obicei e luna concediilor, unii au fost plecați, alții vor pleca, va pleca și fratele Daniel. Ne rugăm de acum ca Dumnezeu să dea o dignă în suflet, în trup, să se întoarcă întărit și să-l folosească Dumnezeu într-un mod special în lucrarea din locul acesta. În rest, dorim ca Domnul să ne fie cu noi, să ne protejeze, să nu uităm, repet, gândul acesta, suntem copii ai Dumnezeu, Dumnezeu ne promite că ne protejează, că ascultă rugăciunea noastră și dacă o facem cu credință și o facem cu toată inima, Dumnezeu va fi în continuare cu noi. Amin. Haideți să ne ridicăm și să-L onorăm pe Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie. Îl rog pe fratele Isaia să vină să mulțumească Domnului. Sfinte Tată, cu recunoștință ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim
că ne-ai dăruit și această zi, o zi de har, o zi binecuvântată, în care putem sta în casa Ta, să Te lăudăm, să Te glorificăm pe Tine, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Te rugăm, Doamne, să ne eliberezi de orice stare de apăsare, de orice gând nepotrivit, ca să putem sta în pace la masa Ta. Te rugăm să binecuvintezi fiecare suflet prezent în locul acesta, binecuvintează, Doamne, lucrarea de aici și de pretutindeni, unde se cheamă numele Tău. Amin. Te rugăm să binecuvintezi și aceste daruri de bunăvoie care le aducem înaintea Ta, binecuvintează pe toți cei care dăruiesc cu bucurie, pentru slava și gloria Ta. Mai departe Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi cuvântul prin care vrei să ne vorbești, binecuvintează-ți robul de care Te folosești, și în toate, Doamne, numele Tău să fie înălțat, lăudat și glorificat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. După câteva momente vom cânta din nou o cântare împreună cu toată biserica, iar după această cântare vom asculta cuvântul lui Dumnezeu vestit de fratele păstor, Domnul să-l binecuvinteze, să-l folosească într-un mod special în această dimineață. Amin. Sfânt cuvânt din veșnicii, ne conduci, ne susții, inima lui Dumnezeu ne arăți în versul Tău. Sfânt cuvânt la noi veni, transformat, ne deschidem inima să ascultăm de vocea Ta. Sfânt cuvânt și credincios, toarnă-ți harul glorios, să Tu ne-ai transformat, ne deschidem inima să ascultăm de vocea Ta. Sfânt cuvânt ne schimbat, viața Tu ne-ai transformat, ne deschidem să ascultăm.
Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să deschidem cuvântul. 1 Petru, capitolul 2, vom citi două versete în dimineața aceasta, înainte de a ne apropia de masa Domnului. 1 Petru, capitolul 2, vom citi de la versetul 20 până la versetul 21, pagina 1193 în Sfânta Scriptură. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut răul? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Amin. Rog pe fratele Cezar să ceară binecuvântarea Domnului peste cuvânt și peste adunare, peste biserică. Da, mulțumim, Doamne. Fii glorificat. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dimineața aceasta, după cum s-a anunțat la terminare, vom avea cum sfătuirea aceasta frățească, de aceea nu aș dori să mă lungesc. Aș dori însă să mulțumesc bisericii pentru rugăciunile pe care le înălțați înaintea Domnului și pentru familia noastră. Joia aceasta am fost împreună cu Emma la CT-ul și încă nu avem vești. Încă nu avem vești bune, dar nu știu cum sunteți dumneavoastră, eu tânjesc după vești bune. Te întorci în stânga, te întorci în dreapta, parcă numai lucruri negative, parcă numai vești proaste, parcă numai lucruri de genul acesta. Și totuși, Isaia spune în capitolul 52, dacă nu mă înșel, spune cuvântul lui Dumnezeu, ce frumoase sunt pe munți picioarele celor ce aduc ce? Vești bune. Vești bune. Picioarele celor care aduc vești bune, care vestesc mântuirea și care aduc pacea. Vă încurajez de dimineața aceasta doar să citiți acasă, poate, pasajul acela din Isaia 52. Noi de cele mai multe ori când facem referire la vești bune, ne gândim la Evanghelie. Evanghelia este ce? Vestea bună a lui Dumnezeu, de mântuirea fiecăruia care crede. Însă, dacă vă veți uita în contextul acela din Isaia capitolul 52, Dumnezeu oferă și alte vești bune. Dumnezeu spune acolo că împărățește, asta e veste bună. Dumnezeu spune acolo că mângâie pe poporul său, asta e veste bună. Dumnezeu spune că își întinde brațul și își arată puterea și toate neamurile vor vedea gloria și slava lui. Asta este veste bună. Dacă în dimineața aceasta ești la închinare, mai vreau să-ți dau o veste bună. Și în dimineața aceasta vreau să spun că harul lui Dumnezeu încă mai schimbă vieți. Asta e veste bună. Dumnezeu încă mai lucrează și astăzi. Harul lui Dumnezeu încă mai transformă, mai atinge, încă mai schimbă vieți. De aceea, n-ai nicio scuză să rămâi la fel. N-ai nicio scuză să rămâi la fel. Dumnezeu vrea să lucreze, Dumnezeu poate să lucreze și ne rugăm să o facă și în dimineața aceasta, în viețile fiecăruia dintre noi. Amin. Despre o purtare plăcută înainte lui Dumnezeu vorbește textul pe care l-am citit. Versetul 20 spune, în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pămuiți când ați făcut răul. Dar, dacă suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut. Plăcut înaintea lui Dumnezeu.
plăcuți înaintea lui Dumnezeu, este meditația din dimineața aceasta și mi-aduc aminte că în diferite contexte, pasaje din Scriptură, găsim expresia aceasta, a fost găsit plăcut înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că la botezul Domnului Iisus Hristos se deschide cerul, coboară Duhul Sfânt în formă, în chip de porumbel și se aude un glas, glasul Tatălui care spune: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc ce? Plăcerea mea. Toată plăcerea mea. Dacă vă aduceți aminte de asemenea, Scriptura mereu și mereu ne învață că noi am fost schimbați, mântuiți, transformați ca să trăim o viață pe placul lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:9 ne spune: de aceea ne și silim să-i fim plăcuți în toate lucrurile, în toate privințele. În Coloseni 1:10 ne spune să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul Apostolul. Iar în Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 1 scrie: încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus Hristos să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Cine nu își aduce aminte de Enoch? În Evrei, capitolul 11, vă aduceți aminte, 5 și 6, versetele de început, ne spune cuvântul că Dumnezeu îl luase, îl răpise, îl mutase pe Enoch pentru că primise mărturia că este ce? Plăcut înainte lui Dumnezeu. Și continuă textul: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți înainte lui Dumnezeu. Dacă ne întoarcem însă la textul nostru, dacă ne întoarcem la pasajul pe care l-am citit în dimineața aceasta din 1 Petru capitolul 2, epistola aceasta vom observa că cine vrea să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu n-are prea multe lucruri de făcut, decât un singur lucru: să fie sfânt. Toată epistola aceasta ne vorbește despre sfințenie, este o chemare la sfințenie. Încă din capitolul 1 vine și spune: fiți sfinți în toată purtarea voastră. O, da, noi teoretic suntem sfinți, suntem puși deoparte. Orice ființă, orice om, orice persoană care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, este de fapt sfințită prin sângele Domnului Iisus Hristos. Teoretic suntem sfinți, însă chemarea nu este la o sfințenie pozițională sau teoretică, ci Petru ne cheamă și la o sfințire practică dacă vrem să fim plăcuți înaintea Domnului. De aceea în capitolele care le scrie aici îndeamnă la aspectele practice ale sfințeniei la care ne cheamă Dumnezeu și nu este nimic mai important decât să înțelegem că cine vrea să fie plăcut înaintea Domnului trebuie să iubească, trebuie să caute, să îmbrățișeze sfințenia. De aceea vedem, nu mai ne uităm în dimineața aceasta, dar Apostolul Petru se adresează diferitelor grupări. Vorbește robilor și ei trebuie să fie sfinți. Vorbește stăpânilor și ei trebuie să fie sfinți. Vorbește soțiilor, vorbește soților, vorbește sfinților, vorbește slujitorilor, pentru că toate categoriile prezentate în biserică, indiferent de implicare și de slujirea pe care o facem în biserică sau în lucrarea Domnului, toate categoriile acestea sunt chemate și suntem chemate în toate legăturile noastre să fim împodobiți cu sfințenie. Cine vrea să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fie preocupat de aspectul acesta. Și cu ocazia aceasta, haideți să ne uităm la ce înseamnă purtare plăcută înaintea Domnului, în contextul în care Petru scrie rândurile acestea. Noi astăzi nu mai avem robi, noi astăzi nu mai avem lucruri de genul acesta, nu mai folosim cuvintele acestea, însă sfințenia este valabilă și pentru noi. Ce înseamnă o purtare plăcută și ce putem să observăm din versetele pe care le-am citit? Mai întâi aș dori să observăm mesajul care explică această purtare, apoi modelul care exprimă această purtare și mai apoi motivele care energizează această purtare. Nu sunt lucruri noi pe care cred că nu le-am auzit, sunt lucruri care le împărtășim spre zidirea noastră, spre pregătirea noastră, spre motivarea noastră, spre provocarea noastră. Hai să le luăm pe rând. Mai întâi, ce înseamnă o purtare plăcută înaintea lui Dumnezeu? Și unde putem și cum putem să vedem purtarea aceasta exemplificată? Și aș dori, primul rând, să ne uităm la mesaj. Dacă facem ce este, ce-i place lui Dumnezeu, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, lucrul acesta va fi plăcut. Cui place însă să sufere pe nedrept?
Și trebuie să ne întrebăm, de multe ori observați aspectul acesta, ce îi place lui Dumnezeu de multe ori înseamnă exact opusul a ceea ce ne place nouă. Vorbește aici despre suferință pe nedrept. Cui îi place să sufere pe nedrept? Vorbește aici despre cineva care să aștepte în răbdare, în tăcere. Fiecare vrea să vorbească în ziua de astăzi, să se exprime, să aibă și el un cuvânt de spus. Însă textul spune că dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, lucrul acesta uneori merge împotriva a ceea ce vine din noi. Și tocmai aici e frumusețea, că plăcuți lui Dumnezeu suntem atunci când nu funcționăm după firea noastră pământească, ci funcționăm după principiile lui Dumnezeu. De aceea, haideți să ne uităm la cele lucruri, mesajul. Sunt trei lucruri pe care le avem aici puse înainte, se referă la fi dispuși să acceptăm aceste lucruri în viața noastră dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu și aș dori doar să le menționez și să le dezvoltăm puțin. Versetul 18, dacă vrem să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fim supuși. Și spune versetul 18, robilor, fiți supuși stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor care sunt greu de mulțumit. O primă caracteristică a celor care vor să fie plăcuți sau o primă caracteristică a unei purtări plăcute înaintea lui Dumnezeu este supunerea. Acum nimeni nu contestă că este un lucru extraordinar și este un lucru minunat să fii supus unui om care are caracter. Să fii supus unui om integru, să fii supus unui om care este bun, care are grijă, un om care este respectuos. Numai textul ne spune că noi trebuie să demonstrăm în toate lucrurile supunerea față de cei ce sunt deasupra noastră. De fapt, această cerință mai întâlnim și în alte pasaje din Scriptură. În Efeseni, capitolul 6, spune să fim, capitolul 5 ne spune să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte pasajul acela. Și după ce vorbește de plinitatea, de umplerea cu Duhul Sfânt, mai apoi urmează să spună supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Un creștin nu este chemat să fie arogant. Un creștin nu este chemat să fie mândru. Și supunerea este cel mai bun medicament pentru ego-ul nostru, pentru mândria noastră. E cel mai bun tratament, o supunere nu numai față de cei ce sunt ușor de mulțumit, spune Scriptura. Nu numai față de cei ce sunt buni și blânzi, ci și față de cei ce sunt mai delicați, mai dificili. Poate nu le ajungi în voie niciodată, poate nu contează ce faci, cum le vorbești, nu contează ce ton ai, nu-i poți mulțumi. Cine vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, dezvoltă supunerea în viața lui. Mai apoi, cine vrea să fie plăcut înainte lui Dumnezeu, este dispus și la suferință. Se vorbește despre suferință în textul acesta și se ridică întrebarea, ce găsește Dumnezeu plăcut ca un copil al său să sufere pe nedrept? Textul nostru spune, dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut înainte lui Dumnezeu. Cum adică să suferi și să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu? Accentul, dragii mei, aici nu cade atât de mult pe suferință cât pe cugetul omului când trece prin suferință, spune aici cineva. Textul zice, dacă cugetul nostru înaintea lui Dumnezeu este curat, dacă ne știm nevinovați înaintea lui Dumnezeu, indiferent de lucrurile prin care trecem, pe care trebuie să le suferim, să nu fim neliniștiți, ci să fim încrezători și calmi. Și înțeleg aici că textul zice, mai bine să ai cugetul curat decât să fugi de suferință. Asta zice textul. Și în carte mereu apare accentul acesta pe cugetul curat. Botezul este mărturia unui cuget curat. Și în vremea de atunci era suferință și Petru vine și spune sunt vremuri de prigoane, sunt vremuri grele, sunt vremuri de restriște, însă se merită dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și e important ca în fața suferinților, chiar fie ele și nedrepte, cugetul nostru să rămână curat înaintea lui Dumnezeu. Nu știu ce e mai greu. Să fii ridiculizat de străini, să fii bagiocorit de ai tăi, să fii pedepsit de cei deasupra ta sau să trăiești cu un cuget pătat, cu un cuget încărcat.
Am vorbit cu alte ocazii despre puterea unui cuget liber. Cuget curat, omul care are un cuget curat are aripi, poate să zboare, poate să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Dar cel ce are cugetul pătat întotdeauna va merge cu frâna trasă. Și textul vine și spune, mai bine să ai un cuget curat decât să fugi de suferință. Nu mai discutăm în dimineața aceasta de ce lucrează suferința în viața noastră, pentru că ne spune cuvântul că suferința este ca o școală prin care te trece Dumnezeu și binecuvântați sunt cei care biruiesc până la capăt. Dar versetul 20 pe care l-am citit spune, suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine. Lucrul acesta este plăcut înainte lui Dumnezeu. Dați lucruri grele, cuvinte greu de acceptat, cred că numai Duhul Sfânt ne poate ajuta să le și împlinim în viața noastră. O purtare plăcută înainte lui Dumnezeu este o purtare în care căutăm să fim supuși. O purtare plăcută înainte lui Dumnezeu este o purtare în care suntem dispuși chiar și să suferim, dar să ne păstrăm cugetul curat. Și o purtare plăcută înainte lui Dumnezeu este o purtare în care căutăm sfințenia, să faci ce este bine, să suferi pentru ceea ce este bine. Dumnezeu nu-i plac oamenii care se dau mari, care se cred stăpâni sau care trăiesc în stricăciuni. Mesajul celor care îi plac lui Dumnezeu sunt oamenii supuși, gata să sufere și care au preocupare pentru ce este bine, adică pentru sfințenie. Îi plac lui Dumnezeu oamenii independenți, adică care cred că n-au nevoie de Dumnezeu, ci mai degrabă cei care se văd ca niște ispravnici, ca niște robi. Și robul face sau se supune la ceea ce spune stăpânul. Ne-am uitat la mesajul sau la câteva caracteristici ale unei purtări plăcute înaintea lui Dumnezeu. Da, nu sunt toate, da, probabil ați mai auzit și cu alte ocazii. E bine să ne aducem aminte de el în dimineața aceasta. Haideți să ne uităm nu numai la mesajul acestei purtări plăcute, haideți să ne uităm puțin și la modelul pe care ne-l prezintă textul nostru și pe care ne-l pune în fața Apostolul Petru. Și exemplul și modelul acesta este chiar Domnul Iisus Hristos. El este modelul cel mai grăitor și noi ne aducem aminte de acest model. Și spune, și la aceasta ați fost creați, chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, adică un model ca să călcați pe urmele Lui. Mai întâi vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos a suferit o suferință nedreaptă. El ce ne-a prihănit pentru noi cei nelegiuiți, nedreaptă din punctul nostru de vedere, dar dreaptă din punctul lui Dumnezeu de vedere, pentru că Dumnezeu nu l-a forțat, Fiul de bună voie a plătit pentru că ne-a iubit și a devenit un model prin suferințele sale. Acum a suferit Domnul Iisus Hristos. Versetul 23 ne spune cum a suferit. Când era bagiocorit, nu răspundea cu bagiocori. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Domnul Iisus, atitudinile de supunere, El cel care a creat universul, El cel care este Dumnezeul Dumnezeilor, El cel care este lumină, El cel care este Domnul Domnilor, Regele Regilor, Împăratul Împăraților, s-a supus dreptului judecător. Putea să răspundă Domnul Iisus Hristos, spune când era bagiocorit. Putea să răspundă. Eu cred că avea suficiente replici. Eu cred că avea suficientă abilitate ca să, efectiv, să-i facă de rușine pe cei care îl bagiocoreau în fața tuturor. Avea Domnul Iisus Hristos suficientă inteligență cât să-i facă, efectiv, să-i distrugă, să-i facă praf numai din vorbe. N-a făcut-o. Ceea ce ne indică un model, un exemplu de urmat. Aici este un model, modelul Domnului Iisus Hristos și, dragii mei, asta înseamnă că nici noi nu trebuie să bagiocorim pe nimeni. Când faci lucrul acesta, de fapt îți arăți nivelul. Spune lucrul acesta multe despre tine. Nu-i cazul să bagiocorim pe nimeni. Ferice de cei ce nu merg pe calea celor bagiocoritori, spune Psalmul 1. Nu-i treaba noastră să reacționăm cu bagiocuri la bagiocuri. Ne înjosim și mai rău când facem lucrul acesta. Apoi când era chinuit, ce zice textul? Putea să amenințe, nu-i așa? Putea să le zică, las că vedem noi.
Dar spune că Isaia, spune Isaia, a fost ca o oaie care o duci la tăiere. Nu și-a deschis gura. Apoi spune versetul 22, el n-a făcut niciun păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Niciun gând rău n-a fost în mintea lui în momentele acelea. Și cum a putut să facă toate lucrurile acestea? Versetul 23 spune, pentru că se supunea dreptului judecător. Există altcineva, Domnul Iisus Hristos a spus, există altcineva care va judeca, care va evalua, care va răsplăti fiecăruia. Și aceasta este Tatăl, este Dumnezeul meu. El care orchestrează totul, care conduce totul, El va egaliza totul în ziua judecății. Ce model, ce exemplu avem. Și în ultimul rând, în textul nostru vedem și câteva motive. Trei argumente, trei motive prin care Petru încearcă să ne convingă că suntem chemați să trăim într-un fel în care suntem, să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și spune versetul 24, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim prin pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Trei motive prin care Petru încearcă să ne convingă că suntem chemați să trăim într-un mod plăcut înaintea lui Dumnezeu. Primul este scopul jertfei, scopul sacrificiului pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut pentru noi. De ce a purtat Domnul Iisus păcatele noastre? Suntem aici în dimineața aceasta, vom întinde mâna la masa Domnului. Știi de ce a purtat Domnul Iisus păcatele tale? Auziți în versetul 24. Pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Asta a fost scopul său, sfințirea noastră, curățirea noastră. De asta a purtat păcatele noastre, ca noi să putem să fim desprinși de păcat, să fim morți, adică despărțiți de păcat. De asta a murit și a purtat păcatele noastre. Să fim separați de păcat odată pentru totdeauna. Nu e frumos că Domnul Iisus Hristos nu ți-a cerut ție întâi să mori pentru El, cum se întâmplă de cele mai multe ori în multe alte religii, ci El a murit întâi pentru tine. Și acum ție îți cere doar să împlinești scopul jertfei sale, adică să trăiești pentru neprihănire, să fii sfânt. Mai apoi, un alt motiv pentru care Petru ne încurajează să trăim și să avem o purtare plăcută înaintea lui Dumnezeu nu este numai scopul sacrificiului sau a jertfei Domnului Iisus Hristos, ci este și sănătatea sufletului. Prin rănile Lui ați fost vindecați, spune versetul 24. Acum, unii cred că rănile Lui, vindecarea prin rănile Lui are de-a face cu trupul nostru, contextul mă lasă să cred că nu este vorba despre așa ceva. Pentru că cea mai gravă boală a omenirii nu este SIDA sau cancerul sau COVID-19 sau mai știu eu ce altă boală. Cea mai mare boală este plăcerea păcatului, este puterea păcatului și Hristos a murit ca prin rănile Lui sufletul nostru să fie sănătos din nou. Dacă sufletul tău este bolnav, vreau să înțelegi că singura vindecare o ai numai în sângele Domnului Iisus Hristos. Și ce se întâmplă când ești bolnav? Sau când cineva este bolnav? Oamenii bolnavi, în general, sunt ușor de supărat, sunt uneori neliniștiți, sunt recalcitranți, sunt greu de mulțumit de multe ori. De aceea Domnul Iisus Hristos a venit ca să vindece sufletele noastre. De ce să trăim într-un mod plăcut înaintea lui Dumnezeu? Datorită scopului pentru care a murit Domnul Iisus Hristos, datorită sănătății sufletului nostru și datorită, ultimul argument, siguranței sufletului nostru. Pentru ca sufletele noastre să găsească în siguranță și spune, erați înainte niște oi rătăcite, dar acum sunteți în turmă. Sunteți în siguranță. V-ați întors la păstorul și la episcopul, la privighetorul, la cel care veghează asupra sufletelor noastre, cel care ne-a căutat și ne-a găsit. Este mâna celui care a strigat și care a spus,
am venit să, ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și Domnul Iisus Hristos a spus, și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Atât de frumos este Roman, capitolul 18. Puteți să-l citiți sau să-l studiați cu altă ocazie. Vă încurajez să o faceți. Acolo ridic Apostolul Pavel întrebarea, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Iisus Hristos? Dă câteva exemple. Moartea, sabia, lipsurile. După ce enumere câteva lucruri, spune și totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, prin păstorul nostru, prin cel ce priveghează asupra sufletelor noastre. Întrebarea dimineața aceasta este, cui îi este plăcută purtarea noastră? Ne place nouă? E pe placul nostru? Era o vreme în Israel de declin, a fost vremea judecătorilor, vă aduceți aminte, când perioada aceasta a fost cunoscută după următoarea expresie, fiecare făcea ce-i plăcea, ce era plăcut în ochii lui. A fost o vreme de judecată și a fost o vreme în care Dumnezeu s-a luptat cu poporul său. Dar Apostol Pavel vine și spune, dacă caut să plac oamenilor, ce am făcut? Nu mai sunt plăcut lui Hristos. Dorința mea în dimineața aceasta este, într-o atmosferă de rugăciune, de cercetare, să privim spre modelul nostru, să privim spre Domnul nostru, să privim spre Domnul Iisus Hristos, să ne aducem aminte de mesajul pe care ni l-a transmis și să găsim în dimineața aceasta motivele care să ne energizeze, care să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Amin. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu printr-o cântare, mai apoi ne vom apropia de masa Domnului. Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 11, vom citi pasajul pe care obișnuim să-l citim legat de ocazia aceasta, înainte de a ne apropia înaintea Domnului, la masa Lui. Și spune Apostolul Pavel în felul următor, că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat.
Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputicioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți, disciplinați de Dumnezeu, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să îi cerem ca El să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să ne învrednicească pe fiecare dintre noi. Iar apropierea noastră de masa Domnului să fie plăcută înaintea Lui. Am să rog în această rugăciune pe fratele Genu să ne conducă cu voce tare înaintea Domnului. Mulțumim, Doamne Iisus. Mulțumim. Fii slăvit, Doamne Iisus. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile, vor veni frații care vor împărți cina Domnului. Păstrăm o atmosferă de închinare, păstrăm o atmosferă de rugăciune și așteptăm până la final pentru a se vii împreună semnal unității bisericii. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise, cine a cunoscut brațul Domnului, el a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura ca un miel pe care îl duci la măcerărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. Vă invit să vă ridicați. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași.
va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. De aceea spune Domnul, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul tuturor celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a dat pentru cei vinovați. Amin. Luați, mâncați, a spus Domnul, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Luați, mâncați, a spus El. Tot astfel, după cine a luat și paharul, care este legământul cel nou în sângele Lui, a cerut binecuvântarea și mai apoi l-a împărțit ucenicilor. Aș dori să facem și noi lucrul acesta. Am să rog pe fratele Ovidiu Holerga să mulțumească Domnului pentru sângele curs în dreptul nostru, sângele care ne curățește de orice păcat. Și haideți în rugăciune să venim înaintea Domnului. Să rămâneți în picioare toți aceia dintre dumneavoastră care v-ați apropiat de bucățica de pâine, vă veți apropia și de paharul cu rodul viței, păstrați până la final, să putem să servim împreună semn al unității bisericii. Autorul Epistolei către Evrei spune că Domnul Iisus Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țavi, de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințesc și le aduc curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, ne va curăți cugetul nostru de faptele moarte, ca să slujim Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea El este mijlocitorul lui în legământ nou, pentru ca prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făcute sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire, să le fie făgăduită.
Mulțumim în dimineața aceasta pentru sângele Domnului Iisus Hristos. Prin rănile Lui, sufletele noastre au fost vindecate. Și în dimineața aceasta mărturisim că sângele Lui curățește orice păcat. Curăți păcatul nostru și poate să o facă și în continuare. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Beți toți din el. Vă invit să ocupați locurile. Avem rugămintea să păstrați paharele și, eventual, foițele acestea în care ați primit bucățelele de pâine și la ieșire veți găsi niște saci menajeri în care puteți să le aruncați. Rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Haideți să cântăm două versete dintr-o cântare și mai apoi să încheiem timpul acesta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Iar mai apoi, toți cei care sunteți membri bisericii noastre, vă invit să rămâneți pe loc. Încercăm să nu ne lungim, însă am dorit să avem comunicarea aceasta frățească. Domnul să fie slăvit în toate. Amin. Și tânjim la ospăț să stăm jurul mesei Regelui. Până când vom sta la ospățul acel, haide să-i cerem Domnului să ne ajute să avem o purtare plăcută înaintea Lui. Să trăim frumos, vrednic de chemarea care ne-a făcut-o. Plecăm capetele la rugăciune și încheiem în dimineața aceasta înaintea Domnului și aș dori să rog pe fratele Mircea Popa cu voce tare să ne conducă în această rugăciune. Cu voce tare. Da, Doamne. Amin. Te rugăm. Amin.
Mai ne ocupăm locurile, fratele Marius. Opa. Domnul să vă binecuvinteze, cred că vă întoarce săptămâna următoare, vă încredințăm în mâna Domnului. Domnul să vă dea har în continuare. Membrii bisericii, vă rugăm să rămâneți pe loc. Cei care sunteți musafiri, prieteni ai bisericii noastre, vă așteptăm cu drag la al doilea serviciu al zilei, începând de la ora 18, de la ora 6. Până atunci, Domnul să ne întărească și Domnul să ne binecuvinteze în continuare. Îi rugăm și pe cei de la Demisol să rămână pe loc și Domnul să fie slăvit și numele Lui să fie glorificat în toate. Amin.